Și mângem așa peste tot. Cu multă miere și multă nucă. Așa, mai punem și pe deasupra, pe aici. Așa. Și punem nucă peste ei. Arăt. Ia uitați-l cum arată. Nu ce nici făcuți în direct cu voi. Vedeți cum arată? Pufoși, bună ziua! Pufoși, la mulți ani, dragile mele! La mulți ani, mame, femei, fetițe, domnișoare! Vă doresc multă, multă sănătate! Să fiți frumoase, iubite, apreciate și... Să știți că nu suntem puternice. Astăzi voi face mucenici, o să facem un direct și să începem. Aici am toate ingredientele și să vedem de ce avem aici nevoie. Pe masă mi-am pus circa 650 de grame de făină, deci îmi vor trebui în jur de 700. Am lăsat puțină făină deoparte și dacă mai avem nevoie mai adăugăm. Aici am un cubuleț de drojdie, 25 de grame. Voi avea nevoie de 2 ouă. Aici am un praf de sare. 75 de grame de unt. 25 de ulei. Coajă de portocală și de lămâie, esență de rom. Aici am miere de albine, dar puteți pune și zahăr. Eu fac cu miere. Oricum le punem miere și deasupra și o să fie foarte dulci. Și în jur de 100 de grame de zahăr sau miere după gust. Aici am 260 de lapte. Și aici miere de albine, să-i dăm după aceea deoparte, cât este necesar. Aici nucă prăjită și măcinată și îi voi umple și cu Nutella. Și să începem mai întâi cu maiaua, unde o să punem drojdia, să fac aici loc, în mijloc. Așa, și să începem de aici. Și am să pun drojdia cu puțin lapte și cu o linguriță de miere. Așa. Am să iau așa o linguriță de miere și am să o pun peste. Și cu puțin lapte cald și să facem maiaua. Bine ați venit, doamnele mele, domnișoare, mame, la mulți ani tuturor. Astăzi facem sfinții. Începem cu maiaua. Și apoi o să adăugăm pe rând toate ingredientele. O lăsăm câteva minute să se activeze. Așa, am să presor așa puțină făină, să vedem când începe să crească. Peste ouă. Am să pun sarea, aici, pe toată. Să amestec sarea cu ouăle puțin. Aici am coajă de portocală și de lămâie și am să adaug și puțin rom peste. Am să pun așa cam o jumătate de sticluță de rom. Să vedem. Așa.
așa puțin și adăugăm peste ouă. Așa. Așa. Vedeți, a început să crească puțin maiaua. Și acum să adăugăm pe rând celelalte ingrediente. Și voi adăuga zahărul, cum am spus, 100 de grame de zahăr, dar eu am să pun astăzi miere de albine. Așa. Am să pun așa peste maia aici. Și voi adăuga și ouăl. Ouul cu esența, cu sarea, punem așa totul aici. Și vom adăuga și laptele. Și vom amesteca încet, încet totul. Așa, îmi fac loc ca să dau și laptele. Deci fac sfințișor din circa 700 de grame de făină. Așa. Și acum adăugăm încet, încet făina. Mă ajut să amestec o paletă. Și tragem așa încet, încet făina de lângă, de pe margine. Și dacă făina noastră este foarte uscată, s-ar putea să ne mai trebuiască lapte, dacă nu, mai adăugăm făină. Așa. Și acum încet, încet. Amestecăm toate ingredientele. Am să-ți facem ucenici indirect. Să mai pun puțină. Și începem să frământăm cu mânuțele. Ia să vedem. Adunăm totul de aici. Unt. Până incorporăm bine tot uleiul.
Și astăzi am să-i și umplu cu Nutella mucenicii. Așa. Ne lungem așa cu puțin ulei pe tot. Și îl strângem așa. Și lăsăm să crească. Așa. Și am să-l acopăr așa cu folie. Acum, vedeți, a luat, l-a crescut puțin. Ia uitați beșicuțele, vedeți? Cum crește. Acesta este aluatul nostru. El s-a odihnit. Și îl vedeți cum arată aluatul? Așa. Voi face 8 mucenici. Vom împărți în 8. Ia să vedem. Am să mă ajut și cu puțină făină. Așa. Sunt cam toate egale și acum. Ne facem biluțele și le așezăm așa aici. Așa. Vedeți, crește văzând cu ochii acest aluat. Așa. Să pun puțin. Asta. Și dacă vreți să vă rămână gaură în așa, puneți o bucățică de hârtie de copt. Deci când vedeți că aluatul se întoarce înapoi, înseamnă că s-a activat bine glutenul din așa și punem unt. Unt pe aluat. Așa. Și voi lua puțină Nutella și vom pune aici peste. Și acum răsucim și închidem aici. Vedeți că aluatul îmi crește în mâini. Așa. Și îl întindem așa puțin. Vreți să-i faceți mai subțiri, mai grăsunei? Așa. Unim. Și facem așa, ia uitați. Și așezăm aici și imediat îi punem și în tavă.
Așa, ia să le fac pe toate, am să le întind așa. Ca să aibă timp să se odihnească aluatul și le facem și mai repede. Așa, îmi pun ulei pe masa de lucru. Ca să nu se lipească. Așa. O voi lua pe prima și le luăm așa, în ordine. Și acum întinde. Și acum voi pune unt așa pe fiecare. Punem unt. Ia uitați cum crește. Ia uitați, crește văzând cu ochii. Așa, punem așa untul care ne-a rămas, să-l distribuim aici peste tot. Așa, voi da deoparte. Și acum începem să le întindem. Și acum voi pune pe fiecare Nutella. Și luăm una câte una și punem. Nu prea multă. Așa. Și acum întoarcem. Și închidem și tragem așa ca să răsucim. Așa, închidem așa bine și iată-ți, mucenici. Și acum punem pe ultimul. Și am terminat. Și punem imediat în tavă. Așa, dăm deoparte. Așa. Și strângem așa. Și răsucim. Ia uitați. Așa.
acum să-i punem în tăvi. Și lăsăm la crescut. Mucenici. Vedeți? Ia uitați-i. Și acum îi lăsăm să crească. Îi acoperim așa cu folie sau cu un șervet și îi lăsăm să crească. Mucenicii sunt gata. Ia uitați cât sunt de moi. Acum îi vom unge cu miere. Deci mucenicii sunt gata. Și ei vom unge cu miere. Ia uitați cât sunt de moi. Și voi lua miere de albine, așa, pe lingură. Și îi vom unge. Și vom pune nucă. Uitați ce bine arată, sunt moi, moi, moi. Așa. Astăzi i-am făcut în direct cu voi. Așa, ia să punem puțin miez de nucă. Așa, și să-i ungem și pe cei din față. Dăm așa peste tot cu lingură. Sau cu un pensionaj, cu ce aveți prin casă. Facem mai repede cu lingură mare. Așa. Și ungem așa peste tot. Cu multă miere și multă nucă. Așa, mai punem și pe deasupra, pe aici. Așa. Și punem nucă peste ei. Așa, mai pun puțină miere. Punem nucă. Deci, cum am spus, din aceste cantități pe care eu vi le-am dat dimineață, când am făcut în direct această rețetă, îmi ies circa 8 mucenici. Uitați cum se văd aici. Așa. Și i-am uns cu miere din belșug și cu nucă. Așa. O să scot unul de aici să vi-l arăt. Ia uitați-l cum arată. Mucenici făcuți în direct cu voi. Vedeți cum arată? Pufoși, pufoși, pufoși. Ia uitați. Să vedeți cum arată aluatul. Umplut cu... Aceasta este rețeta făcută în direct cu voi. Sper să vă placă și să o încercați anul viitor, poate, sau în seara aceasta. Ingredientele le las și în comentarii.
Eu vă doresc doamnelor, domnișoarelor, fetițe, la mulți ani, multă sănătate, să fiți fericite și iubite. O zi frumoasă în continuare și vă las rețeta de mulci mici în comentarii și am să pun și în prezentare. Și am să public video făcut în direct astăzi cu voi și pe canalul de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Ia uitați, mucenici făcuți în direct cu voi astăzi. Pufoși, pufoși. Uitați ce bine arată, cât sunt de moi. Vedeți? Uitați ce pufos este aluatul. Așa, vă pup, o zi frumoasă în continuare. Multă sănătate, vă doresc, la revedere!